Oleg Efrim spune că i-a expediat o scrisoare lui Marian Lupu, în cadrul căreia și-a reiterat solicitarea. Dacă vrem să implicăm societatea civilă în reforme, dacă vrem ca ea să participe și să înțeleagă reformele noastre și să le susțină, atunci ei trebuie implicați activ. Sunt gata eu să mă retrag din funcția de conducere, rămânând membru obișnuit, dar această funcție să o dețină un reprezentant al societății civile. Evident, având în vedere că dacă insistă să-l păstreze pe domnul Plahotniuc în calitate de vicepreședinte a Consiliului. Vlad Plahotniuc a calificat drept lipsite de logică pretențiile lui Oleg Efrim, care vin să tergiverseze activitatea Consiliului Național pentru Reforma Justiției și a declarat că îl compătimește pe acesta că este obligat să joace într-un spectacol regizat de Vlad Filat. Ia sugerarea dumnealui public să se resemneze cu existența acestui Consiliu de Reforme în justiție, să-și oprească spectacolele, ca împreună să facem lucru pentru care am fost mandatați, să facem un rezultat așteptat de cetățeni, nu show-uri, scandaluri și isterii ca la ușa cortului. Vlad Filat nu a comentat declarațiile colegului său din alianță. Vlad Plahotniuc a mai spus că își va îndeplini atribuțiile de vicepreședinte al Consiliului atât timp cât prezența sa va fi considerată utilă de către președintele interimar al țării. Anterior, Marian Lupu a declarat că ar putea să extindă componența Consiliului, dar nu să o ciopărțească. La ședința de astăzi a Consiliului nimeni nu a abordat acest subiect. La întrunire s-a discutat despre modificări la mai multe legi care reglementează sistemul judecătoresc. Sunt variante și modele foarte interesante care, cu siguranță, odată fiind performată legislația și aplicate aceste măsuri de reformă, vor veni cu adevărat cu efecte sensibile în vederea asigurării accesului populației la o justiție independentă și una de calitate. Propunerile înaintate de membrii Consiliului vor fi transmise Ministerului Justiției. La următoarea ședință va fi examinat proiectul Strategiei Reformei în Justiție.